Pierda cu ea taganul. Mamă, oprește. Asta ai văzut cum tipa nasă. Asumați dacă nu tragi în bucă pe ea, mama. Ai văzut ce-o zis? Cele două femei suportă zilnic scandalurile profundate de Alin. Acestuia nu-i convine nimic din ceea ce fac mama și mătușa lui, pe care le tratează ca pe niște simple sclave. Greu de îngrijit încă motivul. E greu și copilul. Ia uite ce nu știu. Dar să vezi ce zice, mă. Dar nu știu ce, asta e super nene. Dar din câte am văzut eu, nu să, asta nu face nimic. Adică ea doar să te-a suita. Lucrează cu cap. Rezolve problemele pe care le are Alin. Să vezi cum zicea, să vezi cum stuchită pe ea în ochi, știi? Nu are nevoie de ciorbiță. El vrea numai cartă prăjit. Păi ai, ai. Asta nu știu cum așa, că eu dacă eram, îi dădeam așa un palm, îi dădeam cu sabii, îi dădeam și îl omoram. Uite la mămică, mămica nu făcu mai mult pentru copil când ajunge așa. Aia, ceva decât să-i dea prilejul acestuia să o jignească. Aliu, știi când a început, a zis, o întrebat-o asta super nenii, cum vrei să spun? Te face ce ca Alin Barusan. Cum ar fi să zic eu, hai dă-te și pe un cartof. N-ar fi nașul. Da, ăsta e, nu știu cum. Asta. Și ce vorbești urât? Eu dacă luam, îl luam și îl băteam. Și el stă și ascultă manele. Mamă, dar unde a fost maică sa? Da, nu. E, lasă-l, ăsta e bolnav, că când luam și îl băteam, îl stricam, îi dădeam cu sabia în cap. Dacă era maică. Da, mai departe, unde mai incitam. Mamă, dacă era maică sa lângă ea, lângă el tot timpul. Ha, de ce deci plângi ca proasta când poți să-mi aduci niște suc? Mamă, nu plânge, trebuia să plânge cu mulți. Dar asta e ce că-i mătușii sa. Sau mătușa, mă rog. Mă, asta nu știu cum e, da? A, când i-a făcut ciorbic, o zis să mănânci tu cu măta și cu mamă. A, deci. O lună de zile, zic să nu fie. Tu dacă eram eu așa, ce, m-ardeai pirug, ce-mi făceai? Îmi dădeai cu sabia în cap, așa, dădeai cu pumnul, dădeai cu pumnul. Nu, mama, n-am ajuns la nimic de astea nici. Doar atât. Hai, Alin, mai încolo, vreau să mă intrigi. Amintiți-vă când n-ați venit la masă. Să vezi cu verișoarele ăsta. Amintiți-vă ce v-am făcut. Ne amintim? Nu. Păi cum? Ai văzut? A reușit totuși să-și ceară spus. O reușit? Dar nu rămâne totul aici. Mătușa și mama vor să fie agresate, mamă. În momentul în care nu vrei să fii agresat, e atitudine. Și nu cu bătaie. Nu cu bătaie, mamă, dar... Ceea ce face super... Ca să ajungi să o plătești pe super nani. Da, emisiune e regizată. Pentru că tu nu iei, că nu ești capabil. Oare e regizată? Nu poate să fii și regizată, că altfel... Adică mi s-ar părea imposibil. Hai, dă-mă la fază de asta, închideți. Așa cred eu. Eu l-aș ardea, arde pe rug. Eu dau cu sabia în cap, i-aș da cu ea taganul. Mamă, oprește! Îi dau cu ea taganul. Oprește-te, că voi n-ați crescut nici cu ea tagan, nici cu nimic, ați crescut super băieți, GJ. Cum, ea tagan care era? Ăla care avea o bilă aici cu țiep, nu? Ea tagan. Ai ce claritate, mă. Să plecăm să cumpărăm lustra care a spitat-o Alina. Pe care? Dacă mătușa nu știu, ce dau un... ce un pin? Dacă mătușa nu a stuchit-o. Păi atunci ce-i vrea? Pe care? Mai știi și limba? Cele a alungat pe mătușa și verișoarea lui, băiatul o ia în colimator pe mamă. Cum era de așteptat, nici asta-i mă. Și mama era. Nu-mi faci mai de mâncare? Ce-i brânză cu roșii? Nu, frate, stai frăjit! Hai mai cartofi frăjit. Tragi o palmă, băiete, ce faci? Tragi o palmă, mamă. Adică eu zic gura mătii, nu mă? Chiar și după ce își primește. Te văd frumos să pleci. Alin, super nani, de ce nu mi-ai zis să mă uiți la astea acu 7 ani, că mă uitam, vedeam. Mamă, dar ne-am uitat la tot felul de emisiune, ne-am uitat.
E schivă ca la... Că nu pleci în fața blocului, nu? Carate. Până mai încolo. Ai grijă că am să vin să controlezi cu cine te joci. Eu mă duc singur și te nu văd după mine. Leacă de tot. Vezi, Alin face ce vrea Alin. Asta-i lege. Pentru care băiatul este deseori substitutul propriului ei. E așa de grăsant. Încearcă să-l controleze pe Alin, lucru care nu poate duce decât la o nouă scenă. De data aceasta, în deci Caragian este prezent în fața blocului. Mamițica m-a mai dus. Te vezi când o spui. Ui, i-a dat un wow. Aia și la ea li venea să râde. Uite, îți promit eu, mâine mergem la ștrand. Uite acum. Acum mergem în casă, da? Dar îmi doar mingea să țin eu. Uite. Dar ești cu mingea, da? Mâine mergem la ștrand. Da? 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 Asta plec, mă. Asta-i chidă. Nu am nimic, te spală acum. Dacă mergi la ștrand. Ua, gata, mă, că nu aș pot. Ce părere ai despre Alin ăsta? Dacă eram eu așa, nu știu, dacă eu aș fi avut un copil așa, știi ce aș fi făcut? L-aș fi torturat. Nu. O, da, legam de mâine așa și puneam o tabletă în față. Mama, stai un pic. Vedeam cu ea, luam ea taganul, îmi dădeam... Copilul ăsta când s-a născut de 3 kg doar. Și acum are 50. Deci până ajuns... Și eu cu cât m-am născut? 3 kg. Numai cât am crescut. Frumos. Ia taganul. Cu legume. Da. Fructe. Nu știu. Și cu multă educație. Da. Alin Barbosanu face ce vrea, Alin Barbosanu. Am scris multe versuri, chestii treste, în limbaj sudic, nordic, estic, vestic. No, n-ai înțeles nimic. Ambiții prea mari distrug presupuși oameni mulțumiți. Voi ăștia habar n-aveți, plin de păreri, munte de hateri analfabeți. Trebuie să înțeleagă și dorel.